Pentru a putea visa din nou la meciuri istorice precum cel din 2013 cu Steaua București, avem nevoie de investiții în infrastructura sportivă în Comuna noastră care să asigure condițiile necesare pregătirii viitorilor campioni dintre copiii noștri, scrie Teodor Ștefanca, primarul Comunei Bărsana, pe pagina oficială de Facebook. În acest sens, Primăria Bârsana a întocmit un proiect pe care l-a depus la Compania Națională de Investiții, proiect care a fost aprobat. Astfel, după sala școlară cu 102 locuri, în Comuna Bursana se va construi și o bază sportivă tip 1 cu o capacitate de 500 de locuri. Aceasta va fi amplasată lângă viitoarea sală școlară, pe terenul unde a fost construită grădinița cu trei săl de clase, teren sintetic pentru a întregi lista construcțiilor necesare pentru asigurarea tuturor condițiilor de care au nevoie elevii și comunitatea din Bursana. Acest obiectiv de investiții va acoperi o suprafață de 13.202 metri pătrați, teren achiziționat de către Primăria Comunei Bursana, și va avea mai multe funcții. Teren sportiv de fotbal de 105 ori 68 metri cu nocturnă și tribună cu o capacitate de 500 de locuri la standarde europene omologate de FIFA și UEFA. În plus, se va construi un teren secundar cu dimensiuni de 40 x 20 de metri cu următoarea destinație, teren pentru mini-fotbal, basket, handbal și tenis. Ambele terenuri vor fi deservite de clădire administrativă, utilată cu vestiare, parcare pentru autovehicule și autocar. Valoarea acestui proiect se ridică la aproximativ 2 milioane de euro.